Radu Roșca a fost făcut KO de un bodyguard celebru. Incidentul a avut loc într-o sală de lupte. Nașului Roșca l-a lăsat și pe Puiu Mudava fără dinți, cunoscut drept un pasionat al sporturilor de contact. Radu Roșca, considerat drept unul dintre liderii sportivilor din cartierul bucureștean Berceni, ar fi organizat o ședință de sparring într-o sală de lupte din zona Mărășești. Surse din anturajul acestuia au dezvăluit, în exclusivitate pentru Spinews.ro, că Roșca ar fi insistat ca la antrenament să participe și Valentin Bordianu, cunoscut și sub numele de ring de Val Pistolaru. Acesta a acceptat să se lupte și, conform surselor citate, repriza de sparring ar fi început furtunos, ca și cum ar fi fost vorba despre un meci în toată regula. Radu Roșca ar fi încercat să controleze centrul ringului și să pună cât mai multă presiune pe Pistolaru, mai experimentat decât adversarul său. Sportivul de performanță ar fi așteptat ca adversarul să neglijeze apărarea, după care a încheiat repriza cu un uppercut la ficat dublat de o lovitură de picior la nivelul capului. Ghinionul lui Roșca a fost că lovitura de picior l-a nimerit direct în maxilar, care, din cauza șocului, a cedat și a suferit o fractură. Ca urmare, acesta a mers la spital, unde, spun sursele Spinews.ro, medicii i-au legat mandibula și sârmă, până când oasele se vor suda la loc. Kickboxer de categoria grea, Bordianu s-a remarcat și din postura de bodyguard după ce a fost umbra lui Mike Tyson cu ocazia uneia dintre vizitele acestuia în România. Tot despre Bordianu, presa a scris în trecut că, în urma unui conflict pe care l-a avut cu temutul culturist Puiu Mudava, i-a administrat acestuia o bătaie, în urma căreia sportivul, care s-a remarcat la concursurile de tras camioane, și-a pierdut toți dinții din față. Citește și, decizie de ultimă oră în scandalul pentru moștenirea lui Dolănescu, verdictul judecătorilor în articolul Let's Blockades.